Joi, 21 mai, zi de sărbătoare pentru creștinii ortodoxi în care s-au omagiat Înălțarea Domnului, Sfinții Constantin și Elena și Ziua Eroilor. Biserica din Lerești de Jos, ce poartă hramul celor doi sfinți creștini, a fost, timp de 3 ore, locul unde tinerii și bătrânii, oameni simpli sau oameni veniți special pentru această slujbă, s-au bucurat împreună de oficierea slujbei din Sfântul Lăcaș de aici. Corul școlii gimnaziale din Lerești a participat la slujbă, dar a și cântat câteva melodii specifice evenimentului. Domnul Hristos s-a înălțat la cer binecuvântându-i pe ucenicii săi și pentru a nu fi triști, rămânând singuri, le face făgăduința pogorârii Sfântului Duh. Pogorârea la 50-a la 50-a zi, adică peste 10 zile de azi încolo. Prăznuim, așa cum v-am spus, în primul rând Înălțarea Domnului, în al doilea rând, și nu ca o întâmplare, prăznuim pe Sfinții Împărați și nu în ultimul rând, tot astăzi, credincioșii parohiei noastre și ceilalți, sărbătorim hramul Sfintei noastre biserici. Toate cele 3 evenimente au fost trăite la maxim de credincioșii veniți în număr mare la biserica cu hramul Sfinții Constantin și Elena. De la început s-a putut remarca modul în care slujba a fost oficiată de către cei 3 preoți, dar și modul în care femeile și bărbații aveau locul lor în Sfânta Biserică, demonstrând încă o dată respectul creștinesc pe care femeia îl datorează bărbatului. Corul școlii gimnaziale a răsunat într-o liniște profundă, făcând ca inimile să tresară. O zi sfântă pentru români, dar mai ales pentru lereșteni care s-au înfruptat din tainele Evangheliei, dar și din bucatele oferite la sfârșitul slujbei cu generozitate de către preoți. De asemenea, cei care nu au putut participa la slujba oficiată în cinstea Înălțării Domnului și a Sfinților Constantin și Elena, postul nostru de televiziune a transmis în direct slujba de la Mănăstirea Negru Vodă.